Și iată ce expresie solemnă, iată ce expresie solemnă scoate acest fiu risipitor care îmbracă cerul ca un corp. De la răsărit la apus, de la miază zi la miază noapte și e valabil din ziua când s-a spus Evanghelia și până astăzi. Câți hargați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine și eu pierd de foame. Ce vrea să spun aici? Că cei pe care noi îi neglijăm, îi ironizăm, îi luăm peste picioare, îi bășcălim, țăranul care trudește cu sapa pe ogor, fraierul care stă pe combină, agricultorul ăla prost care nu câștigă nimic, dar seamănă în fiecare an ca idiotul și duce vagoane de grâu și le predă la bază, unde are pâine, deși e hargat. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu cum trebuie, dar pentru el cultul muncii nu e o rușine. Și el muncește și trăiește în perspectiva evanghelică, sub lupa lui Dumnezeu. Cum spune acolo tot Apostolul Pavel? Plugarul e dator să are și să semene. Datoria lui Dumnezeu e să le ude, să le ocrotească și să le crească. Și să le coacă, parcă scrie. N-aș fi să vă spun exact. V-am spus că nu am noțiuni fixe. Ei sunt îndestulați de pâine și eu pierd de foame. Numai că aici era vorba de altceva. Și-a adus aminte fiul risipitor, v-am spus duminica trecută, cântecul lui Adam, să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Un sfânt împateric a schimbat conținutul, dar nu esența. Și-a spus așa, și de vreau și de nu vreau, tu Dumnezeul meu mântuiește-mă. Alt sfânt a fost și mai...